Hei, pentru clipul de astăzi vreau să vă arăt ojele mele și cum îmi fac eu unghiile, care este rutina unghiilor mele. După cum vedeți, am ceva oje, dar preferatele mele sunt cele de la Opi și cele de la Pupa, pe care vi le arăt imediat. Recomand și ojele de la Maybelline și de la Rimmel London, care mi se par foarte ok. Aici ojele de la Pupa. Preferatele mele și baza mea preferată de unghii de la Farmec este a patra sticluță, deja o cumpăr imediat ce se termină. Și acestea sunt top coat-urile mele preferate. Cel din mijloc este ultimul pe care l-am încercat de curând și mi se pare cel mai bun dintre toate, este de la Essence. O să vă las un link în descriere. Și acum hai să trec la unghiile propriu-zise. După cum vedeți, am unghiile făcute, este cu oja de la Pupa, aceea nude. Le am de mai bine de o săptămână, aproape de 2 săptămâni și uitați cum arată, adică mi se pare că arată decent pentru 2 săptămâni. Prima chestie pe care o fac, o să-mi șterg unghiile. Și pe urmă folosesc această cremă de la ACM despre care v-am mai vorbit. Îmi întărește unghiile și nu mai mi se rup și se exfoliază așa de rău cum o făceau înainte. Îmi masez asta bine în unghii și de obicei stau cam o oră, las acolo să intre bine asta în unghii. Încep cu top coat-ul de la Farmec. Câteodată când am chef să-mi fac unghiile ca lumea, mi-aplic top coat-ul și cam atât, da? Pe urmă o să folosesc această ușă de la Pupa, care este într-o nuanță tare frumoasă. Am uitat numărul nuanței acum, dar vi-l las în descriere. Deci uitați cum este cu un singur strat. Este foarte pigmentată această ușă, mă rog, aceste ușe de la Pupa, pentru că toate pe care le-am încercat eu au fost minunate. Da, și puteți să lăsați așa cu un singur strat. Eu de obicei aplic două ca să mă simt eu mai sigură, dar și cu un strat arată foarte bine. Și după ce aplic două straturi, aștept să se usuce bine și pun și un strat de top coat. Îl folosesc pe acesta de la Essence, despre care v-am mai vorbit și v-am zis că o să vi-l las în descriere. Cam atât pentru clipul de astăzi, cam așa arată unghiile mele. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare cu un clip nou. Vă pup! Pa!